Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat în această dimineață faptul că s-a deschis circulația pe lotul 2, tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Pitești. Potrivit oficialului din guvern, încă 21,35 de kilometri de drum de mare viteză se adaugă celor 18,5 kilometri pe care se circula deja din luna aprilie. Vestea a fost dată pe rețelele sociale. Centura orașului Slatina, parte din drumul expres 12 Craiova-Pitești, a fost inaugurată. Vicepremierul Sorin Grindeanu susține că, datorită celor aproape 40 de kilometri ai primului drum expres din România, este eliminată una dintre cele mai mari probleme de pe ruta Pitești-Craiova, aglomerația provocată de tranzitarea orașelor Slatina și Balș. Astfel, prin ocolirea celor două municipii, se scurtează considerabil timpul de deplasare și crește gradul de siguranță pe acest traseu, care leagă Muntenia de Oltenia. Construcția tronsonului 2 al drumului expres Craiova-Pitești a început în urmă cu 3 ani. De asemenea, tronsoanele 3 și 4 făcute de același antreprenor român avansează foarte bine, relatează ministrul transporturilor pe Facebook. Prin ocolirea celor două localități se scurtează considerabil timpul de deplasare și crește gradul de siguranță pe acest traseu care asigură legătura rutieră între Muntenia și Oltenia. Construcția celor aproape 40 de kilometri ai tronsonului 2 al drumului expres Craiova-Pitești a început în luna septembrie 2019 și tronsoanele 3 și 4, construite de același antreprenor român, avansează foarte bine. Pe tronsonul 3, stadiul fizic al lucrărilor a depășit în acest moment 30%, iar activitățile de proiectare pentru tronsonul 4 sunt avansate. În acest ritm, circulația pe cei 31,75 de kilometri ai tronsonului 3 ar putea fi deschisă chiar anul viitor, în 2023, iar pe cei 31,82 de kilometri ai tronsonului 4 se va putea circula în anul 2024. Acesta a fost mesajul transmis de Sorin Grindeanu pe pagina sa de socializare.